Încă de la început, când a intervenit situația de criză generată de războiul din Ucraina, am știut că acest lucru se va răsfrânge și asupra copiilor. Am discutat cu colegii mei și le-am spus să se pregătească pentru că vor urma zile de foc. Cu toții au răspuns prezent, înțelegând importanța implicării lor. Ne-am mobilizat și încă din primele zile am fost prezenți la punctul de trecere a frontierei din Sichetul Marmației pentru a oferi suport specializat copiilor, mamelor, persoanelor aflate în dificultate, amenajând pentru aceștia un spațiu unde să se simtă în siguranță, unde să își poată să își spună nevoile și pentru a le putea oferi sprijinul necesar. În ultimele 3 luni am gestionat cazurile a mii de copii și a însoțitorilor acestora, dar mi-au rămas vii în minte chipurile copiilor care au venit din gara bombardată din Kramatorsk și îmi aduc aminte fețele lor zâmbitoare. Iar în momentul când au trecut pe la punctul de trecere a frontierei Halmeu, nu au lăsat să se vadă niciun pic de oboseală. I-am îmbrățișat, le-am oferit cuvinte frumoase spuse, poate la momentul potrivit, după care i-am condus la locurile de cazare și le-am oferit hăinuțe, încălțăminte și alimente, iar în ziua următoare i-am ajutat și am sprijinit să se împace spre avionul care îi va duce spre Antalya. Zâmbetele lor, lacrimile de bucurie, dar și jocul liniștit cu jucăriile au fost semnele că, indirecte, că noi ne-am făcut treaba așa cum trebuie. Cred cu tărie că am demonstrat încă o dată că am reușit să oferim refugiaților din Ucraina ceea ce aveau nevoie și vom face acest lucru și în continuare, deoarece războiul nu s-a încheiat. Suntem în continuare la graniță, mobilizați și să spunem prezent atunci când situația o va impune. Suntem acolo pentru a oferi sprijin fiecărui copil, fiecărei mame, fiecărei persoane aflate în dificultate care intră în granița din Maramureș. Pentru că în momentul de față, acesta este obiectivul și prioritatea noastră numărul 1.